Este păcat că avem de-a face cu astfel de persoane publice, cu extrem de cunoscute la nivel internațional și care afișează acest aspect. Nu este ceea ce trebuie. Este un exemplu de exagerări. Avem un lifting facial care se vede la o poștă. E pielea întinsă la nivelul urechii, se vede, nu mai avem perciun, se vede, deci sunt niște semne pe care le observăm. Buzele sunt prost injectate și mai mult decât atât prost machiate, e rujul întins peste tot, pentru că există multiple riduri prin care acest ruj se disipă. Mai avem niște probleme, niște cicatrici urâte. Cred că sunt probabil aceste cicatrici de la nivelul colțurilor gurii, că se vede în momentul în care zâmbește, există o zonă retractilă sau două zone retractile. Probabil că aceste cicatrici sunt în urma unor peeling-uri agresive pe care ea le-a făcut pentru a obține o calitate superioară și o fermitate a pielii. Pe alocuri acest lucru l-a obținut, dar avem și niște, după cum am menționat, niște complicații care au apărut, și anume aceste zone retractile de la colțurile gurii. De altfel, observăm și o zonă cu o cicatrice urâtă la nivelul nasului. Nasul a fost modelat de mai multe ori, se vede, chirurgical și într-un mod nefericit. Rezultanta sau rezultatul este acest nas diform, strâmb, care nu are nicio legătură cu realitatea. Aceeași frunte înțepenită cu zona intersprâncenoasă, cu inervația secționată. Este păcat că avem de-a face cu astfel de persoane publice, cu extrem de cunoscute la nivel internațional și care afișează acest aspect, abuz de medicină, de chirurgie estetică. Cu toate astea, deși a abuzat, pe undeva lucrurile nu sunt nici măcar corectate. Avem la nivelul gâtului extraordinar de multe riduri care sunt în continuare acolo. Pielea este foarte subțire, lucru care m-a făcut să afirm că am avut de-a face și cu un lifting facial, poate mai mult decât un, poate au fost două, dar am avut de-a face și cu foarte multe peelinguri chimice care au tot descamat și au subțiat această piele.